toți copiii au dreptul la educație, toți copiii trebuie să primească aceste tablete. Mai devreme am avut o ședință operativă la Inspectoratul Școlar. Am vorbit cu inspectorii din cadrul Inspectoratului Școlar și am stabilit că pe lângă aceste tablete pe care Guvernul României, Guvernul Orban, le-a atribuit județului Telorman, deci pe lângă acest program guvernamental, programul Școala de Acasă, să se realizeze și alte achiziții pe fonduri europene. Astăzi, 6.010 tablete vor ajunge la copiii care au nevoie de ele pentru a continua învățarea în sistem online. Peste 62.000, mai exact 62.420 de tablete au fost deja distribuite în județe. Urmează până la 82.000 să fie distribuite săptămâna viitoare.